Domnule profesor Jan Gerhard, un fenomen interesant care se întâmplă în ultimii ani în România este faptul că antrenorii, și aici vorbim de sporturile de echipă în principal, riscă, dacă au rezultate, și pun ghilimele, riscă să fie dați afară. Este interesant, multă lume se întreabă ce se întâmplă în România și în cluburile din România. Repet că vorbim de fotbal, de basket, de handbal. De ce se întâmplă lucrul acesta? Care este motivul sau presupusul motiv pentru care se ajunge în acest loc? Antrenorii au performanțe și performanțe mari și te pomenești că să îți dați afară sau se renunță în timpul campionatului la ei. Este o întrebare, ca să vă spun așa, dificilă. Și răspunsul trebuie să-l căutăm, să vedem unde este adevărul. Uitați-vă, lăsăm handbalul la o parte, da? Jocurile sportive, în general, jocurile de echipă. Hai să luăm toate domeniile politice, economice, sociale, da? Și, bineînțeles, cele sportive. Cine face performanță, cine muncește și e cinstit, trebuie să-i se găsească un nod în papură pentru a fi înlăturat. De ce? Pentru a da în continuare șanse celor neaveniți, celor slab pregătiți, înțelegeți, care pot fi dirijați, cum se spune, în interesul lor. Și oameni care să nu fie incomozi pentru ei. Deci antrenorii cu personalitate, oameni de știință, în medicină și tot, îi vedeți cum sunt înlăturați. Ușor, 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 dar foarte diplomat. Deci să înțeleg că acea vorbă românească, cine e harnic și muncește, ori e prost, ori nu gândește. Ori nu gândește, este clar, înțelegi? Și lucrurile, și de ce? Că pot fi dominați. Adică, pot fi dominați și în același timp pot fi la discreția lor. Adică, îl punem pe ăsta, că facem ce vrem noi. Ce ne propunem noi, se realizează, omul este de-al nostru, omul e ascultător, indiferent de pregătirea lui, orice îi spunem noi, el face. Ei, lucrul acesta generează în permanență neîncredere în toate domeniile de activitate. Și atunci, întrebarea pe care eu mi-o pun acum, un antrenor cu personalitate, un antrenor care nu permite amestecurile interne, așa cum era cuvântul șefului mare de atunci, întrebările interne. Deci, un antrenor cu personalitate nu poate fi condus de ei. Eu îl spune, domnule, eu sunt antrenor, eu am o concepție de pregătire, eu am o etapizare în performanțele mele și îmi pun punctul meu de vedere. Colaborez cu dumneavoastră, dar punctul, și eu, pentru că eu decid. Eu sunt antrenorul și pe mine mă trageți la răspundere. Dar așa ne pierdem antrenorii, pierdem jucătorii, pleacă afară și pe urmă ne mirăm, scriem că nu avem rezultate, nici la Olimpiadă, nici la campionate europene. Uitați-vă și acum la Jocurile Olimpice cu rezultate slabe, sportivii se plâng că nu există baza materială, nu există ajutor din partea unora care ar trebui să vină. Pentru mine este un semn de întrebare despre bazele sportive și despre condițiile de pregătire. Cum erau condițiile? Uitați-vă, asta am vrut să vă spun. Deci, să zicem, să mergem înapoi, hai, în 1959, când deja se trecuse de la handbal în 11, se trecuseră la handbal în 7 de performanțe. Noi eram pionieri handbal în 7. Eu pot să vă povestesc foarte mult. A fost prima ediție a Cupei orașului București, actualul Trofeu Carpați, în 1959, când au venit țările nordice, HG Copenhaga, au venit atunci Dukla Praga, nu-i nordic, că e de-a nostru așa, Dinamo București, și o selecționată a regiunii Banat, cum erau atunci. Pentru prima oară când am jucat în sala Floreasca, actuală Lucian Grigorescu, am văzut și noi cum arată o sală. Nu erau săli,
Asta este. Nu erau săli. Erau primul, sala cea mai mare era sala Lucian Grigorescu. Mai venea sala de la Cluj, care s-a construit, dar în 1964 sau spre 63, în 63 așa ceva, la o conferință care a venit acolo Ion Gheorghe Maură, după ce a plecat de acolo, plafonul sălii s-a prăbușit. Și, bineînțeles, s-a construit din nou. Deci era sala de la Cluj, restul era sala de handbal. Din urmă, era de box și nu știu ce, la Tractorul Brașov, unde pe un spațiu limitat se jucau, și se jucau handbal în, cum să zic, în unități militare, unde făceau pregătire și așa. La ăsta, uite, la Bacău, de exemplu, făceam antrenamente și nu era sala sportului construită și jucam la o unitate militară și jucam pe zgură, deci afară. Nu apăruse betonul, pe zgură, zgură neagră, nu jelă. Și după aceea a venit și zgura roșie și tot. Nu trebuie să mergem foarte mult timp în urmă, pentru că și Minaurul bine că s-a pe zgură da. Și pe beton, inclusiv echipa din Cavnic da. Aveau performanțe și jucau pe acel teren care și s-a perpetuat, s-a perpetuat treaba aceasta, s-a trecut după aceea la era betonului, înțelegi? Ca după aceea construindu-se săli de sport aici orul, să se facă performanțe. Dar atenție, ce vreau să spun. Cum am putut să fim noi atunci campioni mondiali de 4 ori? Nu am avut condiții necesare, jucând pe ploaie, pe zăpadă, în săli inadecvate și așa mai departe. Iar acum, care spunem noi, câtuși de puțin, avem ceva baze materiale. Uite, nu există aproape, cum se spune, oraș în care să nu există o sală a sporturilor modernă, așa, adică moderne, pentru condițiile care sunt la ora actuală. Și nu avem performanță. Și am să trec mai departe și am să trec la un subiect care a dispărut complet de astăzi. Lipsa modelelor. Atât de antrenori cât și de jucători. Gândiți-vă, în 1962, când am câștigat campionatul mondial la Dortmund, da, în fața a 18 sau 15 mii de spectatori, că am jucat și noi cu fetele, am jucat în sala acolo, la o sală mai mică și am văzut acolo imaginile campionilor mondiali, românii, tot acolo. Așa. Și la un moment dat, câștigând titlul mondial, cine era adus antrenor? Oprea Vlase. Cine era Oprea Vlase? Acestea era o personalitate. Cine era Johnny Kunz Germănescu? Cine era Nicu Nedef? Erau personalități, modele. Cine era Eugen Trofin? Înțelegi? Vorbesc la bărbați, pentru că de ei vorbesc, că ai și campion mondial. După ce ai și campion mondial, pe toate străzile se desenau semicercuri și la un moment dat toată lumea, eu sunt Evanescu, eu sunt Moser, așa, știe cineva cine a fost golgheter campionatul mondial? Știi că cel mai bun portar al lumii a fost, cum se spune, declarat Redel Mihai, ca după aia în 64 să fie Cornel Penu și așa mai departe. Vedeți dumneavoastră, români, deci am avut modele. A câștigat Ilie Năstase. Ilie Năstase a fost un model pentru sportul de pe toate străzile. Se juca tenis. A venit Nadia cu, da, a venit Nadia Comăneci. Acum, uitați-vă și dumneavoastră. Respect și cinste pentru sportul românesc, pentru jucătorii care sunt la ora actuală, care luptă și ei din răzputeri să ajungă pe unde trebuie să câștige o medalie, să câștige și existența în același timp. Dar problema care se pune la ora actuală, modelul unde e? Nu ne știm valorifica sportivii ai noștri fără care de... cresc. Pentru că nu știu dacă greșesc sau nu, și antrenorii probabil că nu înseamnă că nu sunt egali, dar există antrenori care cresc jucătorii pentru performanță și antrenorii care îi preia la marea performanță. Aia nu înseamnă că nu sunt egali, repet. Dar trebuie să fie cineva care să-i pregătească pe copii până într-un punct și de acolo să fie preluați de ceilalți care merg la marea performanță. Mai departe. Nu se mai pune accentul pe marea performanță, nu mai există acele campionate școlare, cluburi școlare. Când eram eu elev la liceul 4, am terminat liceul 4 din Timișoara. Era așa, se făcea campionate pe clase. Clasa 5A cu clasa 5AB, clasa 6A, da, da. După ce te luai campionatul pe școală, mergeai mai departe,
campionatul pe oraș. Pe județ și să mergeam mai departe. Era o emulație, era o competiție, era un interes. Copiii se mândreau că sunt campioni școlari, știți? Nu exista copil să nu facă sport. Fără discuție. Da, să vă spun de ce? Acum sunt scutiți. Da. Sistemul. Deci sistemul. Uitați care era concepția sportului comunist, cum ne declară unii așa. Și a spus, nu putem construi o țară bogată, așa, cu oameni bolnavi. Și atunci a spus că simplu, și toate, mai ales țările estice, Uniunea Sovietică, Republica Democrată Germană, cum era în concurență cu celelalte țări. Și spunea, domnule, trebuie să facem sport. Sportul e sănătate. Și a venit și aveau o lege, domnule. Știți care era legea? A venit și a spus clar, activitatea în Constituție, și care nu știu să o citească, pe timpul lui Ceaușescu și pe timpul lui Gheorghe Gheorghiu Dej. Dacă le spun la ăștia, o să râdă ce ăsta e un comunist înfocat. Da. Așa. Și sunt un comunist, dar anumit timp că și comunismul a avut necazurile lui și această falsă democrație sau această așa, tot, cum se spune, mai mari necazuri au. Dar problema se pune, activitatea de educație fizică și sport reprezintă activități de interes național. Scurt, s-a terminat, nu mai comenta absolut nimeni. Competiții peste finanțate de cine? De stat. Vineau copiii la club, li se dădea echipament, li se dădea, cum îi zice, stimulente, ciocolată, să vină la antrenamente, tot. Cantonamente de pregătire, tabere de pregătire. Și acum, la ora actuală, un copil care este talentat și tot, și vine aici să zice, știți că vreau să fac și eu handbal. Și poate părinții n-au putere. Da, n-au putere, zice, te costă 400 de lei sau nu știu. De unde să-i dea copilul? Și de unde? Ori antrenor, da, și antrenor, da, antrenor cu suflet, cu tot, spune, mă, îl vede în el că este ceva, zice, hai mă să facem ceva, vorbim din coace, pune mână de la mână, să luăm pe copilul ăsta, să facem treaba. Știu foarte mulți antrenori care din buzunarul lor au luat copii cu familii mai puțin destărite și au ajuns la marea performanță și antrenori și în ziua de azi. Ei, uitați, uitați-vă acum. Acum, spuneți-mi și mie, avem noi o lege, acest regim care îl avem la ora actuală. Dar nu avem nici baze sportive. Așa. Nu mai există baze sportive. De ce? Săli de sport. Nu sunt la un nivel la care... Bine, nu sunt la nivelul, dar după sunt. 30 de ani de la dar în permanență să te duci, să plătești nu știu cât la sala de sport, că vreau să fac antrenament. N-ai nici loc, da. Dar echipe de fotbal din ăștia, cum se spune, care vin la un șpriț să se joace acolo, merg în detrimentul, cum îi zice, echipelor care de cluburi, da? Du-te, na, câți fac antrenament în sala sporturilor de aici? Câți? Noi trimite la școala cu tare, terenurile s-au construit, vreo 400 de săli, așa, dar le-au construit mici, nu la dimensiuni, având în vedere că handbalul e sport național în România, da, să se țină și competițiile. Sportive. Da. Ei, toate lucrurile acestea care, cum se spune eu, vedeți dumneavoastră, îngreunează dezvoltarea activității de sport. Noi nu avem o lege a activității sportive? Avem o lege? Nu avem. Avem un plan? Băi, uite, toate ministerele care au un plan coerent de dezvoltare pe termen, cum spunem noi, scurt, mediu și lung, cu cine să-l faci? Pentru că la un moment dat, dacă tu îți pui... Eu nu vreau să... Mi-a dat, când eram antrenor aici, mi-a spus o personalitate. Și mi-a zis, s-a uitat acolo, domnule, fă-mi repede un plan așa scurt, cu bătaie scurtă, lungă și așa mai departe. Mai ne-am chinuit noi pe acolo, l-am făcut și am venit să-l prezentăm. S-a uitat la plan și a spus, zice, domnul Gherard, e perfect ăsta, dar n-am răbdare, n-am timp. Știți ce sunt? Eu am nevoie de capital politic. Ați auzit? Ați auzit? Am nevoie de capital politic. Deci pe ele nu interesea planul respectiv. Atunci, ce să mai vorbim? Un fruct, cât trebuie să-l... Pui pomul, aștept vreo 5 ani de zile până când pomul ăla se înfiripă. După aceea produce și mai cresc încă câțiva ani de zile până când mănânci acel fruct.
Noi astăzi, dacă acum trebuie să fiu campion mondial, acum trebuie să fiu campion național, dacă nu, și trecem din coace, nu ești în stare, aducem pe altul care este în stare. Dacă măta nu ești așa, dă-te la o parte. Și aici intervine partea financiară, costurile sunt mari, aduci nu mai vorbim de afară, nu folosești pe cei de acasă, pentru că trebuie să ai performanță ieri. Uitați-vă la campionatele europene, nu? Care s-au dezvoltat. 35, așa am înțeles, nu le-am numărat eu, a spus comentatori, 35 de jucătoare românce s-au bătut împotriva, cum se spune eu, țării noastre. 35 aceste jucătoare au mâncat aici la doamna Ili, înțelegi? Au luat bani de la primărie și peste tot și au făcut ele interesul lor și au gândit că hai să mă duc în altă parte când dă aia mai mulți. Și au lăsat. Fetițele acestea care cresc aici, care antrenorii aceștia noi, așa cum sunt ei sărace, muncesc din greu, le place meseria, cresc niște handbaliste deosebite, nu putem să le folosim. De ce? Că dacă îl duc, de exemplu, la un club mai puternic, Bazaliu, dau un exemplu. Deci din campioană europeană sau de la junioare, ce era acolo, a ajuns să frece banca unde? Că n-a avut loc să joace. Și atunci, jucătoarele tale care tu le crești, nu le poți folosi, că aduci pe jucătoarele din afară, înțelegi, pe care le plătești cu bani grei, pe o singură jucătoare, n-aș putea eu să spun așa, că la 12.000, la 10.000 de euro, păi 10.000 de euro pentru un club școlar, știți ce înseamnă asta? Este o avere, o avere, da. Cu ele poți să crească poate 3, 4 sau chiar 5 jucătoare de mare valoare. Dar nu se... Deci unde este problema aceasta? Deci lipsa aceasta de coerență în ceea ce privește perspectiva, planificarea aceasta etapizată, da? Păi erau cu cincinalurile. Dom'le, cincinalul în 3 ani și jumătate, în 4 ani, cum era? Dom'le, dar aveau o planificare, știau ce au de realizat în fiecare etapă. Știm noi ceva? Nu știm nimica. Neagheri, promit că vom reveni cu alte subiecte.